Dragi ascultători, vă invităm să luăm seama împreună la înțelepciunea lui Dumnezeu, așa cum ne este prezentată în cartea Întâmplări din viața familiei Moraru, cartea Proverbele pe înțelesul copiilor. Haideți dar să ne apropiem încet și să luăm bine seama la ceea ce Dumnezeu vrea să ne învețe. Un răspuns blând. Proverbele, capitolul 15, versetul 1. Un răspuns blând potolește mânia, dar o vorbă aspră ațâță mânia. Copiii mai mari erau la școală, iar Laura și Timotei se jucau împreună în sufragerie. Timotei construia o cabană din bușteni, în timp ce Laura se chinuia de câteva minute să construiască un turn din cuburi. Era nevoie de mult efort și concentrare pentru ca degetele ei grăsuțe să clădească fără să cadă. Cu grijă puse un cub și încă unul. Turnul se clătină puțin, dar rămase în picioare. Timotei, uite ce turn înalt am făcut! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cuburi! Spuse ea cu mândrie. Timotei lăsă jos bușteanul pe care l-avea în mână și se întoarse să vadă. Dar din neatenție atinse cu mâneca vârful instabil al turnului de cuburi. Turnul se prăbuși, iar Laura țipă. Răule! Îl dojeni ea. Se încruntă de mânie și sări în picioare ca friptă. Își strânse pumnii dolofani și se pregătea să-l lovească pe fratele ei. Timotei nu mai avea nicio scăpare decât să se ferească din calea ei. Dându-se la o parte, el îi spuse repede: Îmi pare rău, Laura, nu am făcut-o intenționat. Hai că-ți construiesc unul mai mare cu 10 cuburi. Laura se liniști la fel de repede cum se mâniase și se așeză înapoi la locul ei. Bine, 10 cuburi, îi spuse ea nerăbdătoare. Mama venise din bucătărie chiar la timp pentru a-l vedea pe Timotei cum încearcă să o împace pe surioara lui. Nu spuse nimic, ci doar privi cum Timotei construia turnul. După ce l-a terminat de construit, mama l-a admirat și apoi i-a chemat pe cei doi să se așeze pe canapea lângă ea. Timotei, îi spuse ea cu dragoste, ai fost foarte înțelept încercând să te împaci, iar astfel ai evitat o ceartă. Biblia spune că un răspuns blând potolește mânia și asta e ce ai făcut tu. I-ai potolit mânia Laurei și v-a scutit de o ceartă. Iar tu, Laura, continuă mama, nu ar trebui să te superi din nimica toată. Acum ai 3 ani, ești fetiță mare. Trebuie să înveți să te controlezi și să nu te superi așa de repede. În acea seară, primul verset pe care tatăl îl citi la timpul devoțional era din cartea Proverbele, capitolul 15 cu versetul 1. Un răspuns blând potolește mânia, dar o vorbă aspră ațâță mânia. Ochii lui Timotei sclipeau de bucurie când își aminti de incidentul din acea zi. Privi la mama zâmbind, iar mama zâmbi și ea. Copii, haideți să ne gândim la primul verset, spuse tatăl după ce termină de citit pasajul pentru acea seară. Din acest verset putem învăța un principiu important pe care, dacă îl respectăm, putem avea parte de relații bune cu cei din jurul nostru. Pentru a trăi în pace, trebuie să fim gata să răspundem cu blândețe. Dacă jignim pe cineva și ne cerem scuze, cel mai adesea problema se rezolvă.
Indiferent dacă e vorba de o neînțelegere sau diferențe de opinii, trebuie să răspundem cu blândețe și umilință, chiar dacă suntem siguri că avem dreptate. Cei mândri și încăpățânați răspund cu asprime și aceasta de obicei agravează situația. Cuvintele aspre provoacă mânie. Unicului vostru adesea îi făcea plăcere să povestească despre un incident care i s-a întâmplat cu mai mult timp în urmă și care ilustrează acest verset, continuă tatăl. Era într-un oraș departe de casă și conducea. Începea să se întunece când a ajuns la intrarea într-un sat. Deodată, girofarurile roșii ale unei mașini de poliție au apărut în spatele lui. I-au făcut semn să oprească și, deși bunicul nu avea nici cea mai vagă idee de ce, a tras pe marginea drumului și a oprit motorul. Emoționat, aștepta în timp ce polițistul din mașina din spatele lui îi înregistra numărul mașinii și îi pregătea hârtiile. Într-un târziu, portiera de la mașina poliției s-a deschis. Din ea a ieșit cel mai voinic și mai ursuz om pe care l-a văzut bunicul vreodată. S-a aplecat spre geam și, luminând cu lanterna în ochii bunicului, i-a cerut să prezinte permisul. Cu politețe, bunicul i-a înmânat permisul de conducere. Polițistul l-a verificat și cu mânie i-a spus bunicului că a depășit limita de viteză. A înjurat și i-a adresat tot felul de cuvinte vulgare, în timp ce îi spunea că oamenii sunt atât de neglijenți încât nici nu mai bagă în seamă legea. Ai mers cu viteza de 56 de kilometri pe oră. Când erai pe un drum unde limita de viteză era 40 de kilometri, strigă el. Ai vreo scuză? Un răspuns blând potolește mânia. Își aminti bunicul de versetul din Cartea Proverbele. Nu, nu am nicio scuză, a răspuns el cu blândețe. Nu am fost destul de atent. Nu am văzut indicatorul cu limita de viteză. Îmi pare rău, voi plăti amenda. Un moment îndelungat, polițistul mânios privi fața blândă a bunicului. Apoi oftă și scoțându-și șapca își șterse fruntea. Privirea îi se mai îmblânzi. Vă rog să mă scuzați că mi-am pierdut calmul, spuse el pe un ton mai domol. Azi au avut loc două accidente foarte grave în această zonă. Un conducător auto sub influența alcoolului și câțiva copii neastâmpărați nu au dat importanță regulilor de circulație. Câțiva oameni nevinovați au fost uciși și de aceea sunt atât de supărat. Îi înapoie bunicului permisul de conducere. Văd că ai depășit limita de viteză fără să-ți dai seama, așa că nu o să te amendez. Fii atent cum conduci și drum bun. Spunându-i acestea, polițistul i-a făcut semn să plece. Bunicul deseori folosește incidentul acesta ca exemplu. Cât de diferită ar fi fost situația dacă ar fi negat sau ar fi vorbit nerespectos cu polițistul? Cu siguranță că ar fi fost obligat să plătească amenda și ar fi putut chiar să ajungă la închisoare pentru că s-a împotrivit legii. Proverbele, capitolul 15, versetul 1, este un verset important pe care vreau ca voi toți să-l memorați, dacă nu-l știți deja.
Un răspuns blând potolește mânia, dar o vorbă aspră atâță mânia. Ați ascultat capitolul 13 din cartea Întâmplări din viața familiei Moraru, de Mildred Martin, cartea Proverbele pe înțelesul copiilor. Vă așteptăm cât de curând la un nou popas în viața familiei Moraru, familia alături de care vom putea cunoaște mai mult înțelepciunea lui Dumnezeu pentru viața noastră.